Tipare emoțională poți să spui la absolut orice stare repetitivă. De exemplu, preferințele sunt niște tipare emoționale. Faptul că ți-ți place o pâine în un anumit fel este tot un tipar emoțional. Deciziile pe care le iei se bazează pe tipare emoțională. De exemplu, de ce îți place să fii într-un fel de oameni și nu îți place cu alt fel de oameni? De ce te îmbraci într-un fel sau te îmbraci, nu te îmbraci altfel? Toate se încadrează la tipare emoționale. Modul în care reacționezi în diverse situații, dacă te-ai enervat vreodată pe cineva, probabil că n-a fost fix aceeași persoană de fiecare dată și fix aceeași situație. Și ăsta e un tipar emoțional. Modul în care reacționezi la divers stimul, toate acestea sunt tipare emoționale. Cum iei decizii înțelepte? Foarte simplu. Îți conștientizezi tiparul emoțional, adică cum reacționezi, vezi dacă te ajută sau te curcă treaba respectivă, după care înveți treptat să iei altfel de decizii, adică să reacționezi diferit și să gestionezi diferit situațiile. Așa iei alegeri înțelepte.